de construcții, hrană și așa mai departe. Ieri am urcat autorulota pe o gabară și am dus-o de la Murighiol până la Crișan, până pe brațul Sulina, în mijlocul deltei. Dacă vreți, vedeți imaginele pe radiozoo.ro sau pe Facebook-ul Radio Zoo, în toate live-urile noastre de ieri. A fost minunat. Da, absolut minunat și liniștitoare experiența. Da, foarte liniștitoare, deltei. Mai ales că nu sunt turiști, nu e așa aglomerația de înainte de pandemie. Țin minte că mă plimbam pe canalul Sulina și aveam sentimentul că sunt pe Bulevardul Maghieru. Ei, de exact. Data asta când am ajuns, am avut așa un sentiment de pace și de liniște și de frumos. Un mare parc, dar pe apă. Eu sunt foarte neliniștit în general, dar jur că n-am mai găsit de mult o liniște ca asta pe care am găsit-o în Delta. Mergeți în Delta, suntem atât de norocoși că avem lucrurile astea și e un loc unic în lume. Din păcate, foarte puțină lume în Delta. Acum, sigur, resortul unde am fost noi și am făcut muzica aia seară, era plin. La Lebăda era plin, dar din păcate sunt o grămadă de pensiuni de vânzare închise, în dezintegrare pur și simplu. Foarte, foarte puțini români, mai ales ca destinație Delta. Nici pe litoral nu este chiar full în momentul ăsta, din ce am vorbit cu hotelierii, adică găsești locuri de cazare. Dar să știi că e mult mai plăcut, adică dacă îți alegi perioada asta să vii, să stai o săptămână. Economic nu știu cât e de plăcut pentru oamenii din zonă, dar într-adevăr e mai degajat litoralul, așa că dacă vă bate gândul să dați o tură până la mare diseară, să participați la marea finală a Radio Aventura de la Glamour by the Sea, care e pe Bulevard în Mamaia, pe plajă, undeva în zona hotelurilor Iachi și Vega, să știți că găsiți lejer locuri de cazare. Dar de ce trebuie să vă mai cazați, că puteți să petreceți până la răsărit? Vă așteptăm, punem autorulotele diseară de la ora, pe la 20, așa o să le punem pe plajă, deschidem accesul, se aud pescărușii deja. Liniște, băieții. Deschidem accesul, pe la 21 dăm drumul la muzica aia cu DJ Raz, pe la 22 așa o să cânte Puia, apoi continuăm cu muzica aia și singurul loc de unde puteți să luați bilete e pe site-ul bilete.radiozu.ro sau iabilet.ro. Vă luați biletele online, intrați la petrecerea cu circuit închis de diseară de la Mamaia. Tot ce am făcut a fost public, inclusiv pe bulevardele, în ghilimele, canalele din Delta. Da, sunt ca niște bulevarde, așa că vine lumea, toate bărcile care treceau pe lângă autorulotă strigau ZU, Forța ZU, ne vedem la Brașov pe 9 septembrie. Adică era o atmosferă ca pe un bulevard, ca pe orice altă șosea din România. Ca într-un parc, într-un mare parc, doar că pe apă. Asta e singura diferență. Superb! Am adus din Delta pe mare autorulotele și astăzi le-am pus aici la Farul Genovez, practic studioul nostru oficial din Constanța, dacă facem al treilea matinal de Radio Aventura, din istoria Radio Aventura. Știți unde ne găsiți? Lângă blocul Alexandre Stan, Farul Genovez, statuia lui Eminescu, aproape de casino. Ăsta este blocul. Da, data trecută era aici, ne-a servit cu cafeluță, când s-a trezit a venit și aici alături de noi. Nu știu dacă n-a vândut între timp, eu i-am făcut o ofertă, mi-a zis că nu e cea mai mare. Mă rog, n-am mai insistat. N-am vrut să se înțeleagă altfel. Deci eu mă uitam la farul ăsta, Genovez, în loc să mă uit la bloc. N-am știut. Sigur că da. Eram fericit și nu știam. Bună dimineața tuturor, vine imediat hitul care trezește România. Suntem la Farul Genovez în Constanța, în ultimul matinal din Radio Aventura, în ziua în care o terminăm cu petrecerea din Glamour by the Sea. Tea Tudorescu aici cu 2 minute de știri. Să rămână. Bună dimineața, am avut furtuni ieri în toată țara. 22 de grade sunt acum la Constanța. Furtuni violente ieri în mai multe zone din țară, a dat cu gheață în Bacău, în Gorj și Dolj. Tot în Dolj un copac a căzut peste o mașină aflată în mers. Șoferul a fost cel care a sunat la 112. În Buzău, furtuna de ieri a pus la pământ mai mulți copaci, iar o femeie a fost grav rănită. Judecătorii din Napoli au dispus predarea în România a fostului ministru al finanțelor Darius Vulcov pentru executarea mandatului european de arestare emis în mai 2023. Decizia nu e însă definitivă, poate fi atacată cu recurs. Vulcov are de executat o pedeapsă de 6 ani de închisoare pentru trafic
de influență și spălare de bani, acțiuni săvârșite în România în perioada 2009-2013. Ar fi produs un prejudiciu de peste 9 milioane de lei. Și angajații cu copii de până în 11 ani pot munci 4 zile pe lună de acasă. Legea a fost promulgată ieri de președintele Klaus Iohannis. În codul muncii a fost astfel introdus un nou articol. Părinții pot face o cerere la angajator ca să muncească la domiciliu sau în regim de telemuncă, asta dacă natura jobului permite. Canicula din Grecia închide toate siturile arheologice, inclusiv Acropola Atenei. Autoritățile spun că decizia se aplică până duminică la orele fierbinți ale zilei, adică între orele 12 și 17.30. Grecia va fi lovită din nou de temperaturi ireale. În acest weekend sunt așteptate să se atingă 44-45 de grade. Record de temperatură și în Alpii austrieci, la o altitudine de peste 3100 de metri, termometrele au arătat aproape 16 grade în mod normal în iulie aici. N-ar fi trebuit să se înregistreze mai mult de 5. Și la sport, Irina Begu s-a calificat în sferturile turneului WTA care se desfășoară la Iași. Românca a trecut cu ușurință de Reca Luca Gianni, locul 167 mondial. Irina s-a impus în două seturi, 6-3, 6-1, și Ana Bogdan, campioana de anul trecut, este în sferturi după ce a învins-o pe Connie Perry în poziția 433 WTA. Iași Open se desfășoară pe zgură și are premii totale în valoare de 115.000 de euro. Valul de caniculă persistă astăzi în jumătatea de sud a țării. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade în Maramureș și 37 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Va ploua în special în jumătatea de nord. În București o maximă de 36 de grade, acum se înregistrează 21, iar în Constanța e soare, acum termometrele arată 22 de grade. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo. Mulțumim, Tea, pentru știri. E 7:34 de minute. Aseară în Constanța am intrat pe final de furtună. Erau și niște străzi inundate, erau niște băltoace, dar să nu uităm că trăim cel mai călduros iulie din ultimii 120 de ani. Încă nu s-a terminat, dar spun experții că sunt cele mai mari șanse să avem cel mai călduros iulie din istorie. Și că s-a cam terminat cu clima temperat continentală în România. Vorbeai despre Acropole, că e imposibil să vizitezi în perioada asta. Eu țin minte că am văzut Acropole, cred că iulie era sau august, dar era respirabil, adică deși îl urcai la pas, puteai să trăiești. Problema e că se încinge foarte mult atmosfera între pietre și nu e ok pentru niciun turist. Și spun meteorologii că în România s-a terminat cu clima temperată continentală. O să avem ceea ce vedem acum în Grecia. Nu știu dacă ați văzut în Dobrogea trecând, suntem de vreo două zile, nu? Prin Dobrogea trecând, nu mai există gazon în curți. Toată iarba este arsă. Oricât ai irigau-o. Așa, e mai mult galben decât verde. Iar am văzut un interviu cu medicul Adrian Marinescu vorbind la Observator și spunând că vin și bolile astea odată cu căldura, că o să fie febră galbenă, o să fie malarie în România la modul curent, la modul obișnuit. Vom vedea cum vom trăi. Nu știu dacă o să mai putem în 5 ani să facem matinal în aer liber. Deocamdată să ne bucurăm de umbra asta de aici, de la farul Genovez. Vă așteptăm, dacă treceți pe aici, dați-ne claxoane, dați-ne semne că și Constanța este zoo. După 3000 și ceva de kilometri făcuți deja prin toată România, am ajuns în punctul terminus, Constanța. Și de la Constanța vine și hitul care trezește România. Alex, dacă e pregătit, hai să-i dăm un play. Ne-am sufletit în miile astea de kilometri. Ascultat piesa asta aproape în fiecare dimineață, însă pare că la Constanța abia are un sens piesa asta. Odată te-am văzut. Mulțumim pentru claxoane. M-ai tras spre tine către necunoscut. Știam că am căzut într-o iubire cum n-am mai cunoscut. Tu plină de mister mi-ai făcut zilele să nu fie la fel. Și vremea cea trecut ne-a transformat iubirea într-un
Mulțumim pentru cântec. Bună dimineața, este 7:40. Aș vrea diseară la petrecerea de final Radio Aventura din Glamour by the Sea să văd o mare de mâini ridicate și lumea cântând piesa asta. Deci o punem și pe asta, nu? Da, trebuie. Ar fi păcat, dar aș vrea să dau de la Laurențiu Duță să-l rugăm să facă o versiune pentru noi, tot ce am făcut în 5. Ca să fie așa un fel de remember tot pentru două săptămâni. Cinci, ți le dau ție pe toate. Ah, da, intră, merge. Bună dimineața, Salva Mari de la Eforie. Spun că intră la ora 8 în șut. Sunt aici și ne salută. Mulțumim mult de tot. Constanța este tot timpul zu. Scrie altcineva pe WhatsApp. O săptămână în Delta egal o săptămână în Dubai, zice cineva. E frumoasă Delta, dar ce prețuri sunt, nu merită la cât e de frumos. Păi, vezi specii de păsări pe care nu le vezi aproape niciodată. Mă, dacă faci comparația între Dubai și Delta, e totul greșit de la început. Adică nu compar natura cu niște blocuri care s-au ridicat. Cum să compar radio-ul cu TikTok-ul, de exemplu? Da, luăm o pauză, e 7:41. Bună dimineața, în drum spre muncă, nu pot asculta decât Radio Zoo. Astăzi va fi o zi scurtă alături de voi. Vă salut din Germania. Suntem Salva Mari, venim imediat. Ajungem în la Farul Genovez, unde faceți matinal. Dar ar fi frumos ca Salva Mari să ne povestească niște lucruri despre activitatea lor, niște întâmplări, despre cum au salvat oameni, despre cât de periculos este să fii salvamar și dacă mai brentează să mai faci meseria asta, pentru că mulți renunță la a face această meserie nobilă. Bine, asta cred că e ceva ce faci din pasiune, adică în primul rând trebuie să-ți placă foarte mult. Să trăiți! Mulțumim pentru claxoane, vă așteptăm aici! Bună dimineața, Constanța! Nu uitați că facem ultima repetiție pentru muzica aia de diseară. Fiind vineri, trebuie să dăm muzica aia pentru toată țara, gratuit și fără niciun fel de bilet de intrare. Așa că după 9:30 va fi aici, la Farul Genovez. Raz, sper să se strângă cât mai multă lume din Constanța, cât mai mulți turiști. Câți turiști sunt la mare? Deși am trecut de mijlocul lui iulie, face muzica aia live de aici, din fața autorului. Mai avem și înghețățuri. Farul Genovez și statuia lui Eminescu, pentru că Eminescu, așa cum vă ziceam, a fost musafir aici la Constanța. Au fost pentru Veronica. Claxoane pentru Veronica Micle! Și una din cele mai frumoase scrisori trimise de la Constanța, de către Eminescu, zice așa: draga mea Veronica, iartă-mă că nu ți-am scris de atâta timp, dar am întârziat la Giurgiu, la Costinescu, unde am scăpat odată vaporul care nu pleacă decât de 3 ori pe săptămână. Și am venit aici, unde poșta nu pleacă în toate zilele. Am venit ieri și am făcut deja 2 băi de mare, care promit am face mult bine, deși pe aici e frig încă și apa mării nu e destul de caldă pentru băi. De aceea sunt unul din cei din tâi sosiți aici pentru băi și nimeni nu se scaldă încă afară de mine. Nu o să stau aici decât vreo 10 zile, apoi mă întorc la București. O să mă întreb ce efect mi-a făcut marea, pe care o văz pentru întâia oară. Efectul unei nemărginiri pururea mișcate. Dar abia de 2 zile aici n-am văzut-o în toate fețele ei, căci ea schimbăcioasă la culoare și mișcări, de unde unii autori o și compară cu femeia. Eminescu către Veronica Micle, dintr-o mansardă de pe malul mării de la Constanța. Bine că îi scria scrisor, putea să bage banii la casino. Corect, exact. Băiat bun, Eminescu, de-aia are și bustul aici, în spatele nostru, bustul sculptat de către Oscar Han. Unul din mari sculptori ai lumii europene. Și apropo de ce spunea un ascultător mai devreme, că Delta este la fel de scumpă precum Dubaiul, deși nu cred că poți, adică dacă te duci în Dubai, nu știu de ce ai merge și în Delta, sau dacă ai merge în Delta, nu știu ce ai găsi la Dubai, decât așa, de curiozitate, să vezi cum e odată. Da, sper să ne ajungi să găsim în Delta ce se găsește în Dubai, adică sper să nu se facă blocuri în curând. Sau mall-uri. Da, sau să știi că mall Delta. Sunt în continuare și în Delta
foarte multe opțiuni de cazare ieftină, sunt foarte multe pensiuni de vânzare în faliment, care n-au mai deschis vara asta, dar pe de altă parte vorbeam cu un om al Deltei, cu un pescar, și îmi spunea că tot ceea ce costă pe uscat un leu, în Delta costă 2 lei. Pentru că totul, absolut toată aprovizionarea se face pe apă, pe vaporul, gabară, cu șalupa, cu... pe șalupă, pe așa mai departe, materiale de construcții. E foarte greu să găsești oameni care să stea acolo tot sezonul în Delta, câți localnici, pentru că Delta se depopulează ca populație în fiecare an cu 10%. Scade populația Deltei. De unde să găsești localnici care să îți gătească, să-ți administreze? Să ai de grijă de tine, da. Și atunci trebuie să aduci oameni, capitanul cu gabare cu care am dus autorulota ieri de la Murighiu la Crișan, era din Piatra Neamț. Wow, un om al apelor. Și omul venise în Delta, deși are o afacere de familie, are pizzerie, are ponton pe lacul Bicaz, acolo și-a și luat permisul de barcă, venise în Delta ca să se trateze. Pentru el Delta nu e neapărat un câștig, ci terapie. Omul are nevoie de... Clar. Adevărul că am mers pe barca și la dus și la întoarcere din Delta și cum simți aerul ăla al Deltei și toată nemărginirea aia de ape și de nuferi și de trestie, e o terapie pentru suflet negreșit. Povestea domnul care ne-a dus că pește mai este în Delta, încă mai e pește. Problema e a braconierilor care întind plasele și pescuiesc cu curent electric și nimicesc, efectiv nimicesc bancurile de pești existente în Delta Dunării. Se știu toate lucrurile astea, dar am înțeles că e un dezinteres așa în a-i prinde și pedepsi pe cei care fac aceste nenorociri. E și un banc în Delta, cel mai, știți care e cel mai bun pescar din Delta? Care? Electricianul. Și în presă ies cazurile cu oameni ăștia care braconează doar așa, cantități foarte mici. Doar că să-și hrănească familia. Dar e adevărat despre legenda urbană care circulă despre acest minunat far japonez? Geno. Geno, vezi? Că farul ăsta e responsabil de multe naufragii care s-au întâmplat aici pe mare și la Vama Veche și la Costinești. Pentru că omul care lucra aici dădea fleșuri la marinari, îi orbea și ăia făceau... intrau cu nava în nisip. Dădea fază lungă. Da. Anul acesta, scrie Roxana din Viena, am ales Sulina pentru săptămâna noastră de miere, cazare cu mic dejun inclus, două persoane, 2000 de lei. Probabil vorbește de o săptămână. Nu mi se pare deloc scump, zice Roxana. Deci e și foarte multă legendă, e foarte mult folclor în jurul Deltei. Eu cred că găsești. Dar gândiți-vă că drumul cu gabara cu care am dus autorulota până la pensiune și până la hotel Lebăda și înapoi a costat 2000 de lei. De atâta s-a băgat benzină. Wow. Deci, wow. Nu uitați teoria asta, unde pe uscat totul e un leu, în Delta totul înseamnă 2 lei. Vor veni și vremuri mai bune, că Elon Musk povestea că vrea să facă special pentru Delta Dunării niște vapoare electrice Tesla. Și mai e o legendă neverificată, asta cu că a scăzut Delta. Într-adevăr, a scăzut foarte mult în ultima săptămână, dar a scăzut din cauza faptului că nu au mai fost ploi. Și cel puțin brațul ăsta, Sulina, zona asta unde am fost noi, oricât ar săpa ucrainenii, nu reușesc să sece partea asta de Delta. Deci, deocamdată, Delta este... E bine și frumoasă, e la nivelul ei. Și într-adevăr, peștele a scăzut, dar înțeleg că pe vremea lui Ceaușescu era foarte, foarte mult pește, pentru că Ceaușescu popula forțat Delta cu pești, după care o inunda, lua peștele și se lăuda cu câtă producție. Doamne, și am fost și pe brațul ăla, care e cel mai lung braț. Cel mai lung braț. Care de fapt artificial, făcut de Carol al II-lea și a fost făcut la hârles, la sală la și la hârles, bă, tată, bă.
Incredibil ce au făcut oamenii aia și cât de documentație erau înainte să facă ceva, să se atingă de partea asta de natură. Au făcut acel braț cel mai lung din Delta Dunării pentru a ușura transportul și viața oamenilor de acolo, din zonă. Povesteau oamenii din Delta că iernile în ultima perioadă sunt blânde, nu mai sunt iernile de altă dată, când gheața atingea și 40 de centimetri. Oamenii aia rămâneau câteva luni, două luni izolați, fără mâncare, fără nicio legătură. Uite, apropo de faptul că nu mai avem temperatura pe care o aveam înainte, de ceva timp, de ceva ani, Delta nu mai îngheață. Nu mai găsim gheață. Deci se poate merge în Delta și iarna. La ce trebuie să găsim gheață în Constanța, să ne spuneți? Așa cum, timp? Dacă locuiești la oraș, în București, de exemplu, anvelopele de iarnă sunt, n-ar trebui să mai fie obligatorii. Da. Luați-vă de alea All Seasons. Neața, dragilor, timp de două săptămâni mi-ați făcut zilele mai frumoase. Am putut vizita alături de voi țara asta noastră atât de frumoasă. De aici, din Austria, vă mulțumesc cu aceste zile pentru aceste zile alături de voi. Sunteți toți niște profesioniști. Cu drag, Geta. Neața de la Tulcea, vă trimit dieta mea, cura mea de slăbire cu pește. Notați-vă, rog frumos. Hai că notăm, ia să ne spună. Dimineața, crap de foame, la prânz știu că n-am. Au. Seara, somn ușor. Mulțumim, ești angajată la emisiunea Morning Zoo. Da, pe mai disciplină cură de slăbire. Mai ales după astea două săptămâni de Radio Aventura, unde s-a mâncat în de toate felurile și de peste tot. Hai, Dobrogea este ultima noastră destinație și este o zonă care merită explorată, merită vizitată și la pas, și cu mașina, și cu bicicleta, și cu... Era ieri în drum spre Delta. Ieri ne-am întâlnit cu o doamnă care cred că avea vreo 70 de ani, care făcea ceva tur al lumii pe bicicletă, avea o dubă în spatele ei, care o filma probabil niște ziariști. Era doamna echipată cu de toate. Româncă? La 70. Ce tare! Nu știu dacă era româncă, nu părea româncă. Că dacă era româncă... Păi nu, dacă era româncă, stia cu nepoții acasă. Deci doamna cred că avea vreo 70 de ani și era dădea la pedală o bicicletă care, mă rog, cu toate bagajele alea ale ei, cred că avea vreo câteva zeci de prin căldura de asta, Doamne ferește. Dar unde v-ați întâlnit cu ea? Pe la... într-un spre Murighiol, nu mai știu în ce localitate. Neața frumoșilor, vă îmbrățișăm cu drag de la Focșani și ne vedem la Brașov pe 9 septembrie. Clar, da, ne vedem. Uitasem, da, Forța Zoo, 9 septembrie, Piața Sfatului, Radio Zoo se adună acolo cu toți prietenii. Sper să fie câteva mii de prieteni și restul și cunoștințe. Câteva mii de prieteni și zeci de mii de prietene. Neața din Anglia, Cristina aici, de ce nu vă văd pe Zoo TV? Pentru că nu ne-am plătit abonamentul anul ăsta și luna asta și nu cred că ne mai preia Zoo TV. N-au vrut să ne dea. Sau ne preiau doar când vor ei, când au interes, când li se pare că e rost de audiență. Anul astăzi ne anunță nicio bătaie în matinal, adică nu o să ne... Cred că nu o să ne dea pe televizor. Dar voi puteți veni aici la Farul Genovez, puteți accesa Radio Zoo pe frecvențele terestre, în FM, dar și pe adresele noastre digitale, pe Facebook, pe YouTube, pentru că la ora 9:30 dăm play la muzica aia din Constanța, ultimul antrenament pentru petrecerea de diseară de la Glamour by the Sea. Alo, da, bună ziua. Da, imediat. Bun, trimitem avem contract cu Neptun TV, ne preia în începând de peste jumătate de oră, ne vedem pe Neptun TV, dacă Zoo TV-ul nu... Și pe site. Și pe site la Cuget Liber. Ne ia fără bătaie? Ne ia fără bătaie? Ne ia așa, pur și simplu, așa cum suntem? Da, cu conținut de calitate. Obligația noastră e să citim horoscopul. Ah, nu știu dacă o să putem să facem față. Încercăm, dar tu spune să vină. Ne întâlnim cu oamenii în jumătate de oră. M-am uitat pe temperaturi până diseară. Să știți că nu există niciun risc de ploicică. Nici o scuză. Nimic, e soare peste tot. Bate vântul, bate briza la Constanța în dimineața asta. Tu ai făcut bine că ți-ai luat... Mi-a fost un pic friguleț de dimineață, dar acum am încălzit. Eu am făcut rău că mi-am luat mai eu. Liliana din Constanța ne scrie: am trecut pe la Farul Genovez, m-am făcut o poză pentru colegele mele, v-am îmbrățișat
în gând și am plecat. Bă, dar ce-s cu genovezii ăștia, mă? Peste tot în lumea asta, toată Mediterana, toate țările din zona Mediteranei, zona Mării Negre, sunt pline de lucrările lor, de porturi făcute de ei. Ca ce-s, unde-s, ce-s așa de important genovezii? Au fost... Neața, 7:55, pauză și ne întoarcem live din Constanța în ziua 13 de Radio Aventura. Bună dimineața! Bună dimineața!
Sabi. Sabi și Sabi, Sabi. Împina, împina, împina. Împina, împina, împina. Talvez volte com a luz do sol. Se a música toca é pra curtir. Com a música ninguém fica só. Se alguém me chamar pra dançar, meu corpo vai te dominar. A pista se aquece, eu vou brilhar. Cuidado para não se queimar. Rebola, rebola, rebola. Cuidado para não se queimar. Rebola, rebola, rebola. Sunt anumite personaje care vin după noi, ne urmăresc, ne stocăresc. Bună dimineața, doamna de la Botoșani. Bună dimineața, Manuela. Doamna Manuela, ați câștigat la Borotalco. Sper că ați venit aici cu Borotalco. Nu, că n-a venit pachetul. Ok. A, n-a primit pachetul. Doamna, pentru ce ați câștigat dumneavoastră? Dacă mai puteți repeta schema. Pentru dărâitul de Botoșani. Da. Ia, dați-i drum aici la Constanța, pe malul mării. Cum era? Nu vine acum. Eram în atmosferă atunci. Da, numai la Botoșani. Mulțumim că ați venit după noi. Unde sunteți cazată? Nu, am soțul este din Mangalia, suntem veniți la a doua casă. A băgat o machidonească, doamnă, dacă nu vă iese cu tir lidii. Ați venit la socrii, practic, aici. V-ați luat mangaliot. Da. Bun. Și mangaliotul s-a mutat la Botoșani sau cum? Care-i viața noastră? Da, s-a mutat la Botoșani. Am venit pentru reîntâlnirea de 30 de ani de liceu. Reîntrăcirea familiei. Cu socrii, după trei. Vă pupăm și sejur plăcut. Dați-mi voie să vă spun ce fițe era, a venit prin ONT, bănuiesc. Pentru că pe vremuri... Prin ce? Prin? Organizația Națională de Turism. Pe vremuri erau niște fițe să mergi cu ONT-ul. În 1937, ia uitați ce reclamă frumoasă era. Ia. Cea mai frumoasă plajă a Mării Negre, Constanța Mamaia. 600 cabine de beton, casino, restaurant, bar, dancing. Sezon 1 iulie, 1 octombrie. Dancing. Legături, trenuri rapide, autobuze confortabile. Fițe de 1937. Mamă, aveau dancing în 1937. Da, cazino din Constanța, care am înțeles că s-a refăcut?
se renovează, nu știu exact că au terminat sau nu. Într-un mare fel. Domne, nici dancing-ul n-a mai rămas din cluburile astea, că ai văzut, în cluburile astea de la Mamaia nici nu se mai dansează, se dansează în gând. Și cu siguranță la 1936 nu era atât de spartă Constanța cum este acum. E sit arheologii, cum spun arheologii constanțenii, destul de întinși nervii în această dimineață și deranjăm aici în piață unde nu o să vină foarte multă lume pentru că este imposibil de parcat, dar e un loc răcoros, umbros, exact ce avem nevoie pe final de Radio Aventură și vă simțim dragostea pentru că foarte mulți trec pe aici pe lângă noi și ne dau claxoane sau ne fac poze din mașini. Uite, am trecut, v-am făcut o poză pentru colege și am plecat. Bună dimineața, să știți că și eu v-am claxonat când am trecut pe lângă voi. S-a oprit mai devreme aici în curba asta de la blocul Alexandrei Stan sau de la farul Genovez, cum vreți să-i spuneți. S-a oprit un șofer de autobuz care a zis, m-a luat direct și a zis, șeful, cam încurcați aici. Zic, ne cerem iertare, avem autorizație. Păi zice, deci treaba voastră cu autorizația, mai vedem noi. Când o să vină autobuzul supraetajat, n-are cum să întoarcă. Păi, aoleo, până acum n-am venit. Doamne, la 10 se dea drumul la autobuzul supraîncărcat? Ne cerem scuze dacă deranjăm, dar chiar să știți că stăm cu autorizație. Aici suntem avem cu autorizația în geam. Buzunar. Plus că nu suntem pe partea carosabilă. Da. O să dăm astăzi o fugă până diseară la evenimentul de la Glamour din Mamaia. Degeaba vii la mare dacă nu auzi valorile și următoarele replici. Iam. Pentru blonde și roșcate le-am adus porumb în rate, 24 de carate, e porumb de calitate. Ia porumbul de cocean să-ți cânte Florin tam-tam. Alo, domnul, nora ta, luate-ar pofta să te ia pe mata și soacră mea. Din această cauză, 5 minute pauză. Mai astea sunt strigături tradiționale de aici, din zona Dobrogei. Mai există? Strigături de șezlong, mai auzit? Sunteți turiști aici, ați mai auzit? Strigătura porumbului. Da? Ok. La fel de inspirat sunt pe rime și pe... Băi, astea... nu mai sunt ca băieții de altă dată din de acum 10 ani, când erau adevărați poeți. Și m-am întâlnit mai devreme, apropo de calitatea vieții aici la Marea Mării, e până la urmă nu cum o face primăria, cum o fac autoritățile, cum ți-o faci tu. Doi băieți de oraș. De oraș din București, mutați aici la Constanța, care s-au oprit la autorul lotei, știu, din viața tumultoasă a orașului București, s-au oprit mai devreme și zic, dar ce căutați voi la ora asta, la banii voștri, ce căutați voi la ora asta aici? Și zice, duceau fetele acasă. Păi tata, am plecat la 6 la alergare. Păi zic, e 8. Păi da, 3 ore. 3 ore, ce? Mai alergăm, mai mergem, mai povestim, mai facem o afacere. Și zice, vin de undeva din Mamaia, fac... pe jos? Pe coastă, cum se zice. Vin pe jos, mai alergă, mai merg pe jos și după 3 ore... Zice, nu-ți imaginezi cum e să scoți berea aia de la rece și să te uiți la mare. Vezi ce înseamnă să ai o răsplată, să știi că te așteaptă o răsplată după efort, cum ne așteaptă și pe noi petrecerea din seara asta. Fix așa o simțim. Ultimele ore în care puteți să mai luați bilete pentru acces la petrecerea de la Glamour by the Sea. Este prima petrecere pe care o facem fără acces liber. Până acum am făcut în piețe, în spatele blocurilor, în cetate la Enisala, ieri am făcut în Delta, la Lebăda, dar astăzi facem petrecerea cu circuit închis pe iabilet.ro sau pe bilete.radiozu.ro, e adresa unde găsiți ultimele bilete pentru petrecerea cu muzica aia și cu puia. Iar acum ne pregătim pentru știri. Bună dimineața, Tea Teodorescu. Bună dimineața. Dimineața, controlele în centrele de bătrâni sunt pe final, avem 23 de grade acum în Constanța. Pe
peste 100 de centre pentru copii, bătrâni și persoane cu dizabilități au fost închise în urma controalelor din întreaga țară. Autoritățile au deschis și 47 de dosare penale, peste 600 de persoane au fost relocate și peste 100 au avut nevoie de spitalizare. În 40 de județe controalele sunt gata, verificările nu s-au încheiat încă în București și Ilfov. Aproape 44.000 de candidați s-au înscris pentru ocuparea locurilor la facultățile Universității București. Este cel mai mare număr din ultimii 14 ani. Față de anul trecut, numărul celor înscriși a crescut cu 42%. Cei mai mulți candidați au optat pentru psihologie, unde s-a înscris și David Popovici. La științe cognitive, de exemplu, sunt 36 de candidați pe loc. Produsele din tutun încălzit cu arome vor fi interzise în România. Prevederea se găsește într-o ordonanță de urgență adoptată ieri. Asta înseamnă că interdicția care există în prezent pentru țigarete și pentru tutunul derulat se extinde acum și la tutunul încălzit. În plus, produsele din tutun încălzit vor fi și ele etichetate cu imagini care avertizează în legătură cu riscurile fumatului. Potrivit unui studiu INS, 19% din populația adultă fumează țigări electronice sau folosește dispozitive electrice, iar raportul de țară al OMS publicat anul acesta spune că în 2019 au murit aproape 44.000 de români în urma unei boli cauzate de fumat. La sport, Becali spune că a oferit garanții de 10 milioane de euro pentru ca FCSB să joace cu Dinamo în Ghencea și cu toate astea răspunsul a fost nu. Polița de asigurare prin care a închiriat Arena Națională și Stadionul Arcul de Triumf a fost refuzată de reprezentanții CSA Steaua. Și președintele FCSB, Valeriu Argăseală, spune că polița de asigurare solicitată de CSA Steaua pentru punerea la dispoziție a stadionului nu există pe piață. Între timp de ieri, corpul de control al premierului Marcel Ciolacu face verificări cu privire la activitatea clubului sportiv al Armatei Steaua. Se cercetează, printre altele, și modul de administrare a complexului sportiv Steaua. Derbiul etapei a doua, FCSB Dinamo, se joacă mâine pe stadionul Arcul de Triumf din București de la 21:30. Valul de caniculă persistă astăzi în jumătatea de sud a țării. Aici se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade în Maramureș și 37 de grade în Oltenia și Muntenia. Va ploua în special în jumătatea de nord. În București o maximă de 36 de grade, acum se înregistrează 23. Tot 23 arată termometrele și la Constanța acum. Gata știrile, continuă Morning Zoo. Da, crezi că a fost cumva Mihai? Crezi că i-a aruncat momeala Becali lui Talpan? Crezi că a plătit milionul ăla de euro? A fost de acord să plătească milionul ăla de euro știind domnul Becali că domnul Talpan o să refuze și astfel domnul Ciolacu la rândul lui o să enerveze și o să trimită controlul peste el? Nu, cred că pur și simplu vorbim despre farsa săptămânii, adică generalii din armată care au făcut mișto nu de Becali, că el e, na, până la urmă un civil. De autoritatea unui prim-ministru. Care au făcut mișto și-au bătut, ca să zic așa, stelele de Guvernul României, de Ministerul Apărării, adică tu să ai un stadion, care vorba lui Becali, cum să ai tu un stadion înmatriculat pe o unitate militară? Ce, da, să tragi cu arcul? Ce, nu, să, da, asta cred că este o greșeală ca ministerele să beneficieze de stadioane care ar putea fi date, nu știu, primăriilor, de exemplu. Cred că ar fi mult mai bine. Sau ministerelor sau... Ministerele... Da, corect. Primăriilor... E o practică desuetă, oricum, adică e specifică... Administrația locală să sau se ocupe. Sau Agenție Națională pentru Sport. Exact. Că nu mai avem minister pentru sport. Acum să vedem ce o să facă acolo la verificare corpul de control al primului ministru, dacă o să poată să-i găsească pe aia cu ceva. Pentru că până la urmă, tu ai un stadion pe care joacă CSA Steaua, o echipă de amatori. Da, da, da. Joacă gratuit. Aproape fantomă. Și când vine o echipă și îți dă garanții de un milion de euro, ăla a zis că le pune în cont, Becali, a zis că le pune în cont 10 milioane și dacă există stricăciuni... Doar pentru gazon, da. Le pune direct în cont. Exact. Dacă există stricăciuni, să-și ia banii de acolo să repare și da, să-i dea banii înapoi cât au rămas. Sunt... niște, da, lucruri care sunt peste puterea noastră de înțelegere. Am înțeles că vorba aceea, trăim în România. Trăiești în România? Da. Trăiești, da, în România? Băi, las-o așa. Da. Pe de altă parte, cred că dacă mai exista o șansă să renască Steaua prin CSA Steaua și să aibă fani, a murit definitiv în momentul ăsta, pentru că
cred că toată România ține cu Becali. Oricum, Steaua trebuie este... să fii stelist ca să ții cu, până la urmă, normalitate. Drept, este da, cel da, mai da. Mare brand sportiv al României. Steaua este cel mai mare brand sportiv al acestei țări. De la sport să mergem la bucătărie. Bună dimineața, o constanțeancă care mi-a scris pe Instagram ieri sau alaltă ieri, mi-a zis că vrea să vină la Constanța să ne aducă cum se cheamă asta? Spanacopita. Spanacopita, o plăcintă grecească. De ce? De ce nu o plăcintă dobrogeană sau machidonească? Pentru că e mai specială. Dar de unde e legătura ta cu rețetele grecești? Pentru că sunt mai specială. Mama mea lucrează în Grecia de 20 de ani. Unde? În Atena. Câți ani aveai când a plecat mama în Grecia? Aveam 17 ani. Și nu... Să nu plângi. Nu a zis mama să te ia și pe tine? Nu am vrut. Am înțeles. E emoționată și îi mulțumim tare mult pentru această plăcintă spanacopita, caliorexi, adică poftă bună. Dă-mi voie să te pup. Și plăcințica asta o faci de dor de mama? Nu neapărat, pentru persoanele dragi sufletului meu. Mulțumim tare mulțumim mult că ne-ai inclus și pe noi. Hai să aplaudăm dacă sunteți aici la Faro Genovez din Constanța. Îi mulțumim mult de tot acestei fete minunate. Și sper să vă placă. Ne place deja că e cu mirosind-o. Suflet. Exact. Apoi, că e cu sufletul tău. Când o să o gustăm. Mulțumim! Să rămână, mulțumim mult. Mulțumim frumos! Ne place că ai pus poveste în plăcinta asta, nu? Spanacopita. Ce-mi plac poveștile și oamenii care le împărtășesc cu noi. Este 8 și 16 minute. Nu, e mai mult. E 8 și 21 de minute. Laptopul a rămas în urmă. Dar înțeleg, îți dai seama, a fost bătut de soarele Ardealului, de soarele Moldovei, de soarele Dobrogean și cred că a fost ucis de soarele ăsta de la marul, de la malul mării. Dacă ne mai ține astăzi până în ora 10 laptopul, e super. Mai avem un pic, doar un pic nevoie de azi, nu, săptămâna viitoare, nu, e finalul rubricii hitul monstru al verii. Exact, și căutăm hituri pentru vara asta, le căutăm, le lansăm, le dăm în premieră la radio, după care vouă vă plac sau nu, le votați. Le rostogoliți. Este o bătălie, înțeleg că ăștia de la casele de pariuri de anul viitor vor să bage cote la hitul monstru a verii. Cât-i cota acum? Care-i cota acum? Păi, e cotă mare pentru Vama, pentru care Vama. De vreo 4 zile câștigă cu fericit. Fericit, 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 peripit. Ceva cu vara peripit se numește cântecul. Poate găsim o piesă la balotajul ăsta, o piesă ceva care să zică ceva despre Constanța. Știți? Dacă pui aia cu regele. Dar am găsit o piesă mult mai mare decât atât, o piesă pe care o avem doar noi în exclusivitate, pentru că am semnat exclusivitate pentru următoarele 2 săptămâni cu artistul care cântă în seara asta la Glamour by the Sea, la petrecerea finală Radio Aventura. Puiu. Domnul Puia. Domnul Pui. Micul Pui. Micul Pui vine să facă house. De bandadă diseară, cu siguranță ne va urca pe bar. Se va urca pe bar, cu siguranță va ține un discurs de ăla de morală. Undeva în Balcani el cânta, nu? Puia, nu? Da, da, da. A cântat peste tot în Balcani. Că mi-amintesc de un eveniment deosebit. Eram cu domnul Moraru undeva la Mamaia, în Club Office, cred. Era atunci Club Office. Am intrat acolo și am vorbit cu DJ-ul să pună pe... Apăruse pentru prima dată ecran de la mare cu LED, dedicații. Cu dedicații, da. Și am văzut că se fac dedicații, zic hai să fac și eu dedicație colegului și prietenului Mihai Moran. Și am zis este ziua lui Mihai, scrieți acolo. Și tot clubul venea la Mihai să te noroc. În viața mea n-am primit atâtea șampanii gratis la masă cât am primit în noaptea aia. Deci diseară este ziua lui Mihai Morar la Glamour. Da, intrarea este modică. Puteți să luați biletele de pe iabilet.ro. Și ca să vă mai dau încă un motiv să veniți diseară, difuzăm în momentul ăsta piesa din Torpedoul lui Morar de astăzi. O piesă nemai auzită nicăieri, nelansată încă.
prima oară va veni să o cânte live în studioul de la radio, nu? Săptămâna viitoare vine Puia pe 27, adică în penultima noastră, penultima sau antepenultima noastră emisiune de dimineață înainte de vacanță. Iar acum auziți prima oară Opriți Planeta. Ia să auzim. Ăsta e noul cântec al lui Puia, îi stricăm lansarea astăzi în matinal. Dacă nu vine diseară la petrecere, să știți că s-a supărat omul că i-am dat piesa la radio înainte să o lanseze, înainte să-i facă videoclip. Opriți planeta. Mâine stai cărte cu Constanța, bună dimineața. Să-mi iau o casă cu vedere la terra. Opriți planeta. Toți ne mișcăm pe un ritm, doar că e algoritm. Cea mai mare frică acum e să rămâi fără pasaport sau PIN. Nu ne pasă că murim, ne e frică să nu greșim. De la toți inimioare cerșim pe orice rețea, că ce-așa reușim. Oamenii nu mai sunt oameni, sunt brand. Când ne întâlnim e event. Facem pe dracu și nu ne pasă, doar ca să ajungem în tren. Planeta se încălzește la pol, dar în suflet e rece, rece de mor. Dă-mă rachetă că eu vreau să zbor. Opriți planeta, yeah. Vreau să cobor la prima. Să-mi iau o casă cu vedere la terra. Opriți planeta, yeah. Că n-am plătit biletul. Să fac cumva să schimb din nou atmosfera. Opriți planeta, că mă ia cu rău. Nu sunt deloc în filmul tău. Dacă mă cauți, închide-te, sunt eu. Depravare, libertate cu reguli clare, liniște sufletească cu supărare, muncă de loc și vile la mare. Punem atât de mult piper și sare, că nu mai știi carnea ce gust mai are. Cădem în visare, că ajungem bogați pe la șocuri de zare. Să vină încălzirea globală, să fie tot timpul vară. Banii de caz îi cheltui pe afară, cu ai mei la vreo bagabonțeală. Când vine al treilea război mondial, o să mă găsească la bar. Să meargă în linia întâi orice copil de politician. Și măsa și tasu și tot neamul lor. Eu de la viață îmi doresc să nu mor, yeah. Opriți planeta, yeah. Vreau să cobor la prima. Să-mi iau o casă cu vedere la terra. Opriți planeta, yeah. Că n-am plătit biletul. Să fac cumva să schimb din nou atmosfera. Opriți planeta. Te sun eu, eu. Opriți planeta, yeah. Vreau să cobor la prima. Să-mi iau o casă cu vedere la terra. Opriți planeta, yeah. Diseară la Glamour by the Sea. Oprim planeta. Vă invităm pe planeta Mamaia la Glamour seara asta. Ultima petrecere din radio, și anume aventura. Opriți planeta, yeah. Vreau să voi sunteți oamenii care aud piesa asta. Băi, la radio, tare oriunde. Rău. Nu există nicăieri altundeva decât aici în calculatorul nostru de Radio Aventura. Puia ne-a trimis piesa asta. Mulțumim. Cu speranța să nu o difuzăm până în ziua lansării, ceea ce nu am putut să facem, nu pentru putem că să ne suntem niște ticăloși ai radioului și vrem să împărțim cu voi. Nu putem să ținem pur și simplu de piese. Nu așa putem... că Puia nu mai trimite. N-avem control când vine vorba de muzici din astea faine. Trebuie să le împărțim cu voi. Mai ales că e minunat să dai o piesă din Torpedoul lui Morar și să vezi reacția oamenilor pe viu. V-a plăcut asta cu Opriți Planeta? Are șanse de hit? Hai să vedem. Bună dimineața, doamnă. În primul rând, arăta superb, ceea ce bănuiesc că e și meritul dumneavoastră, dar în primul rând al soțului. N-avem. E, oh, de-aia. Asta de-aia am și zis. Vă place piesa asta cu Opriți Planeta? E super. Doamnă, ne luăm o casă cu vedere la terra? Da. Minunat. Aveți un băiețel. Doamna Manuela, sunteți de acord cu ce a spus Puia mai devreme în cântec, să trimitem în linia întâi copiii de politicieni? Întotdeauna sunt de acord cu ce spune Puia. Atât! Votați doamna Puia! Manuela din Botoșani! Ce zice Puia e lege? Aici pe cine avem? Ghiule. Ghiule?
Ești tătăroaică, normal. Zine ceva în tătărește. Tătărușeanu. Oșchel dânes. Ce înseamnă asta? Bine ați venit. Și mai mult, cum se spune te iubesc? Senes Yemen. Mai tare. Senes Yemen. Senes Yemen. Și cum se spune Opris Planeta? Dunianu cu durdurun. De unde sunteți deloc? Constanța, bineînțeles. Aplauze pentru tătarii din Constanța, frații noștri. Are șanse de hit piesa asta? Da. Sau să meargă mai bine să scoată alta? Nu, asta e cea mai bună. Uite, cea mai bună. Bun. Mai avem aici tot tătar? Bună ziua, bună dimineața. Bună dimineața. Cum vă numiți? Indina. Vai, ce nume frumoase! Superb! Zim câteva nume de fete din zona asta tătărească. Numele meu nu este neapărat de religie musulmană, s-a abordat din arabă, dar așa nume tătărești Denise, Seri... Dilek. Ai, ce frumos e Dilek. Sau Indila, este tot nume arab? Indila, nu? Nu? Dar pe al tău cum îl cheamă pe ăsta micul de pătrotinetă? Costeluș. Iarden. Iarden. Dar Mihai cum ar veni în tătărește? Nu cred că are un concludent. Mihlă. În tătărește Mihlă. Mihan. Mihlen. Mihlen. Miran, așa că... Cum? Miran. Miran, îmi place. De unde? Mehmet. De unde sunteți de loc? Constanța. M-a trezit cel mic special să vină la voi. Tu ai vrut să o aduci pe mami la Radio Aventura? Da. Zi, un bună dimineața România de aici, de la Farul Genovez din Constanța. Hantătar. Mic hantătar. Spune, bună dimineața România. Este emoționat, măi. Mulțumim foarte frumușel că ai venit cu mami. Deci vă place piesa asta lui Puia, da? O îl punem pe Puia să o cânte diseară la petrecerea de stau și îmi arunc privirea către geamurile apartamentului domnișoarei Standa. Nu-i nimic, nicio mișcare. O fi în concert? Cred că, nu știu, mi-a zis ultima oară când am vorbit cu ea că vrea să-l vândă. Dar tu pe bune ai vrut să cumperi apartamentul aici? Nu. Păi știi ce nu ne-ai zis și nouă? Ce făcea conversație. De unde posibilități de un buzdugan la trei copii? Păi da, dar ia ca una din fete poate să vină aici la liceul Mircea cel Bătrân. Da. Care este în top 10 licee pe țară după ultima medie de repartizare la liceu, după evaluarea națională. Da, și pare că are medie bună, după ce spun oamenii de aici, din Constanța, și piesa asta lui Puia. Sunt super tari versurile, sunt de ascultat versurile, să stai, să tot cauți versurile, da. Să te uiți puțin, că te pune puțin pe gânduri și tratează niște probleme. Încălzirea globală, ipocrizia. Algoritmul ăsta în care trăim. Doamne, să cumperi apartamentul Alexandrei Stan. Doamne, ce marketing. Sub geamul meu au stat rulotele de la Radio Zoo. E farul genovez. Statuia lui Eminescu. Super, super poveste. Ne pregătim pentru minutul de mișcare și cred că mai dăm un play lui Puia, dacă v-a plăcut, că avem mesaje foarte bune și pe WhatsApp la 0747221815. Dar până atunci încercăm să rezolvăm o micuță problemă. Rușinica, v-am trecut, v-am salutat, v-am scris, v-am salutat și nu răspundeți la salut. Păi nu știu. Păi noi n-avem claxoane, nu suntem dotați cu claxoane, dar uite, la anul Radio Aventura trebuie și noi să avem aici un buton cu un claxon și de fiecare dată când ne claxonează cineva, să facem și noi. Dar veniți aici un pic să ne pupăm, să ne îmbrățișăm. Las că fac eu pe gură de aici încolo. Hai, ta-na-na-na-na-na. Wow, ce melodie, ce versuri. Trezirea de dimineață cu toată ființa, de la inimă până sus la creier. Ce vibe, ce piesă, foarte bine. Puia, scrie altcineva, Neața sigur va fi hitul anului. Vai de viața mea cu melodia asta, am vizitat toate colțurile planete și am luat și bilet cu vedere la viață. Așa că, Alex, hai să-i dăm cu Borotalco pe la subțiori, pe la axilă și cu premii în piața din Constanța. Poți să fii activ și pe caniculă? Cu deodorantele Borotalco, da! Îmbrățișează viața și nu lăsa nimic să te oprească din ritmul tău obișnuit. Rămâi fresh, alege smart și poți câștiga un smartwatch în fiecare săptămână. Da, astăzi este ziua cea mare!
Este ziua în care vom oferi și smartwatch-ul cadou. Deocamdată Daniel dă cu borotal coprină atmosferă. Și dacă am ascultat, ați fost aici martori la prima ascultare a noului cântec, viitorului cântec al lui Puia, veți fi și la prima dansare. Voi veți fi primii dansatori, primii oameni care se mișcă pe piesa asta. Hai să vedem cine se mișcă cel mai bine. Eu vă recomand următoarea mișcare înainte de a dansa cu Emma. Se face o inimă așa, dai, așa. Și după aia treci printre particulele împrăștiate în atmosferă. Mamă, cum miroase. Hai să dansăm, opriți planeta. Suntem la farul genovez. Hai să dansăm. Ei, cu siguranță că nu există răsplată mai mare pentru artist decât să-și vadă. Mișcăm pe un ritm pe piesele lui. Doar că e algoritm. Cea mai mare frică acum poate câștigi iară. Pasor sau pin. Nu ne pasă că murim. Ne e frică să nu greșim. Morală curată. De atât cerșim pe orice rețea, căci așa reușim. Oamenii nu mai sunt oameni, sunt brand. Când ne întâlnim e event. Facem pe dracu și nu ne pasă, doar ca să ajungem în tren. Planeta se încălzește la pol, dar suflet e rece, rece de mor. Dă-mi o rachetă că eu vreau să zbor. Opriți planeta, yeah. Vreau să cobor la prima. Să-mi iau o casă cu vedere la Terra. Opriți planeta, când am plătit biletul. Să fac cumva să schimb din nou atmosfera. Opriți planeta, că mă ia cu rău. Uitați-vă pe live-ul de Facebook Radio Sus să vedeți dansul de la Marul Mării. La prima oră, să-mi iau casă cu vedere la farul genovez. Dansul sirenelor. Vrem sănătate cu depravare, libertate cu reguli clare. Liniște sufletească cu supărare. Muncă de loc și vile la mare. Punem atât de mult piper și sare, că nu mai știi carnea ce gust mai are. Cădem în visare, că ajungem bogați pe la șocuri de zare. Să vină încălzirea globală, e tot timpul vară. Banii de caz îi cheltui pe afară. Cu ai mei la vreo bagabonțeală. Când vine al treilea război mondial, o să mă găsească la bar. Să meargă în linia întâi orice copil de politician. Și măsa și tasu și tot neamul lor. Eu de la viață îmi doresc să nu mor. Aici la farul genovez în Constanța dansează și măsa și tasu și tot neamul lor. Planeta, dau verigheta. Astea sunt tipurile. Cine vrea de rachete. Cine soțiară de soție. Astea sunt tipurile de rachete care ne plac. Nu alea care distrug, ci alea care te pun pe gânduri. Și uite că Puia a lansat o super rachetă. Mulțumim, Puia. Ema, cred că tot Manuela de la Botoșan câștigă. Ai venit cum special. A dansat? Nu, uite, vreau să-l invit pe racheta mea, Vlad Drăgulin, în această ultimă zi de Radio Aventura, să-l las pe el să aleagă câștigătoarea de astăzi. A, păi, dar nici nu e greu, uite, domnișoara Tătoroică de acolo. Asta zic, uite, vezi, de asta te-am rugat pe tine, pentru că noi gândim la fel, simțim la fel. Da, și tu la fel, nu? Da. Deci, avem radare, ni s-au intersectat radarele și gusturile în astea 10 zile. Bun, hai să vedem de la 1 la 5 cine câștigă. Hai să vedem. Smartwatch-ul de la Borotalco. Nu uitați, nu e nicio filozofie, este o realitate. Cu Borotalco ești protejat. Cu câte mici mai mult, cu atât ești mai protejat. De la 1 la 5 pe random.org am dat click numărul 4, adică cetățeanul care a câștigat ieri la Tulcea este câștigătorul smartwatch-ului oferit de Borotalco și Radio Zoo. În ziua în care oprim Radio Aventura, mâine o să oprim Radio Aventura,
Vă mulțumim mult de tot că ați oprit planeta la Sibiu, la Alba Iulia, la Timișoara, la Satul Mare, la Botoșani. Nu știu dacă am uitat vreun oraș. Târgu Mureș. Bacău. Trebuie să ne liniștim puțin, trebuie să stăm puțin cu picioarele în apă rece ca să ne aducem aminte prin câte locuri. Stăteam și mă gândeam că câte hoteluri am schimbat noi? 12 hoteluri? Vreo 10. Cine mai știe, domnul Buzdogan? Cine mai știe? O să mi se pare ciudat să dorm în patul meu. Ia să vedem, doamna Elena. Când ai minibar. Doamna Elena, doamna care... Elena nu răspunde la ora asta. Păi știi de ce? Nu, că dansează. Și alo? Hai să-i lăsăm un mesaj. Nu cred că mai ascultă cineva mesaje în 2023? Doamna Elena, ați câștigat un smartwatch. Să ne sunați de urgență. Dacă nu ne sunați până în ora 10, îl dăm tătăroaicei de la Constanța. Smartwatch-ul de la Borotalco, noi suntem cu Radio Ola Verde, care am trecut la dumneavoastră prin oraș, am deranjat ieri centru civic. Radio Zoo. Să rămână, considerați că sunteți pupată și vă mulțumim că ați participat. Vă pupăm, vă îmbrățișăm. Și ați câștigat, e pe bune. E real. Bun, s-a trimis și mesajul vocal, să sperăm că doamna ascultă. Doamna Elena, cu cât dați ceasul ăla? Vreau să vi-l cumpăr eu. Doamna Elena dansează acum, vă zic eu, pentru că de 50 de ani făcea dans. Și așa sunt oamenii frumoși cu care ne întâlnim și a căror povești avem ocazia să le ascultăm în fiecare dimineață. Pe ploaia pe care am prins-o, pentru prima oară am prins ploaie în 12 zile. Și ce ploaie! Am fost nebunie. Mă gândeam ce s-o întâmpla dacă o ploua în seara asta la Glamour. Nu există așa ceva. Senin. A fost o furtună aseară în Dobrogea. Am prins ploaia, a început exact când am ieșit de pe canalele din Delta. Și am prins-o în toată regula, de la Murighiol până aici la Constanța, a plouat în continuu și mă uitam pe bordul autorotei, am trecut de 3100 de kilometri, noi ne propusesem peste 3000. Cât? Peste 3100 de kilometri în aceste două săptămâni și încă n-am ajuns la București. Păi stai puțin, sunt 6000 de kilometri, că noi avem două rulote. Da, dacă e așa, corect, da. Așa că fiți blânzi cu noi că vorbim cu mintea de după 3000 de kilometri făcuți în două săptămâni. 6000. Fraților, nu vă mai formalizați, nu încercați să fiți cine nu sunteți. Veniți diseară să oprim planeta la Glamour by the Sea. Ultima chemare, ultimele șanse să luați ultimele bilete pe iabilet.ro sau pe bilete.radiozu.ro. Căutați petrecerea muzica aia de la Mamaia și o să găsiți toate detaliile. În 30 de secunde v-ați luat biletul, vă faceți frumoși. E nouă fără un sfert acolo. Și să vă puneți ceva comod în picioare, că se dansează în seara asta. Nu veniți la fițe și la intimidare, veniți așa, stilul nostru. Veniți cu tocuri mici, exact. Vă rog frumos să nu-mi dați șaturi. Iar antrenamentul o să-l facem de la 9:30 în dimineața asta, când va veni DJ Raz aici pe planeta noastră. Dă un pic muzica mai tare din laptopul vieții. Să mai ascultăm o dată refrenul piesei. Toți ne mișcăm pe un ritm. Și să ne scrieți doar că e algoritm. Pe WhatsApp, dacă are șanse să fie hitul monstru al verii. Da sau nu? Nu ne pasă că murim. Ne e frică să nu greșim. De la tot inimii are ce știm. Orice rețea că ce-așa reușim. Oamenii nu mai sunt oameni, sunt brand. Când ne întâlnim e event. Facem pe dracu și nu ne pasă, doar ca să ajungem în tren. Planeta se încălzește la pol, dar în suflet e rece, rece de mor. Dă-mă rachetă. Bine, bine, mulțumim mult. Opriți planeta, opriți la intersecție. Bună dimineața. Opriți planeta. Alexandra Stan sunt sub balconul tău. Să fac cumva să schimb din nou. Dă cu o pungă de apă pe noi. Opriți planeta. Te sun eu, eu. Opriți planeta, yeah. Vreau să cobor la prima. Ce radio ascultați? Radio Zoo, Radio Zoo. Mulțumim tare mult, de unde sunteți? De aici, din Constanța. Unde mergeți la ora asta? Plin. Vă place Opriți planeta? Vă așteptăm. Oprește motorul. Oprește motorul. Nu oprește, oprește traficul. Trăiți Constanța? Trăiți Constanța? Hitul monstru al anului, nu al verii, scrie Sebi din Târgoviște. Are șanse la piesa monstru al verii, e super piesă. Băieți, nu uitați că ați făcut nu peste 3100 de kilometri, ați făcut milioane de kilometri, pentru că noi am fost cu voi. Iașu! Iașu!
Ne întoarcem imediat după pauză. Vine și înghețata, vine și muzica aia. A venit și pâinița de la brutăria Maia din Lumina. Foarte bună, mulțumim! Am trecut prin Lumina aseară, era să facem o acvaplanare, să transformăm autorota în barcă. Vă pupăm și mulțumim pentru pânică! Chiar și după activități intense, ai liber la îmbrățișări. Dă-ți un refresh cu Borotalco și ia-o de la capăt.
desce, que desce. Desce, que desce, que desce. Sobe, que sobe, que sobe. Sobe, que sobe, que sobe. Empina, empina, empina. Empina, empina, se envolve. Salutăm copii, salutăm cățeluș. Ce cățeluș frumos. E speriat? Ghici, cum îl cheamă? Speriat e de la Brașov. Ghici, cum îl cheamă? Are legătură cu tine, e o singură încercare. Stai, păi, să ne zică domnul cum. Du-te și întreabă cățelul. Maloș, cu ciocan, cum i-a zis? Atena. Athena, Athena e fetița. Da, bravo, mulțumim mult, mulțumim. Mulțumim mult pentru miile de întâlniri pe care le-am avut în aceste două săptămâni de Radio Aventura și peste 3100 de kilometri deja și n-am terminat turul României cu autorul Lota Zu. Asta e o emisiune făcută de mână, ca să zic așa. Totul e la mână. Nu e nimic fabricat, nu e nimic pe linia de producție, în serie. Totul lucru manual. Este lucru manual. Emisiune de aia, nicio emisiune nu seamănă cu altele. Și am întâlnit o grămadă de meșteri, încă oameni care lucrează cu mâinile. Mi se pare o binecuvântare și un dar de la Dumnezeu să poți să faci ceva cu mâinile tale. Cum mai devreme o doamnă de aici din Constanța, care este inginer peisagist și face în timpul liber cu mâinile sale, da, lângă faptul că înfrumusețează grădinile oamenilor, face păpuși. Este un tribut pe care îl aduce bunicii ei, care făcea păpuși din cârpițe. Asta este o păpușă pe care mi-a adus-o, că au zis că în perioada asta este ziua rouei, să i-o fac cadou. Și a pus în brațe acestei păpuși. Atenție, e făcută din de mână. Cârpițe, nu? Totul este... Ce frumos. Manual. De mână. Absolut superbă, e un atelier. Oamenii de acolo ne ascultă în fiecare zi. Atelier Harlechino, cred că e foarte simpatică. Se numește. Da, Harlechino. Ia. Și uite ce ne-au adus fiecăruia dintre noi din Lut. O amintire foarte frumoasă care se potrivește exact cu starea pe care o avem acum în ultima zi de Radio Aventura. Momentul durează o secundă, însă amintirile rămân pentru totdeauna. Foarte, foarte romantic, foarte frumos, foarte poetic, dar să trecem și la lucruri mai prozaice, lucruri așa mai de lumești, da? Nu vă mai cumpărați haine, fraților, pentru că da, să salvăm planeta. Franța, patria modei, acordă niște bonusuri oamenilor care își repară încălțămintea, își repară hainele. 25 de euro costă un bonus, am înțeles. În condițiile în care în fiecare an aproape 1 milion de tone de haine
ajung la gunoi. Deci putem folosi și tricoul de anul trecut. Uite, noi la Radio Aventura, bine, domnul Morar e mai elegant în dimineața asta. Nu, e pijama asta, nu. Pijamăluță de in, așa. Dar să știți că o are de acum 10 ani. Adică a cusut-o, a spălat-o, a călcat-o. Tricourile astea de pe noi sunt de anul trecut, cu Radio mine, Aventura sunt, ăsta al meu e de acum 3 ani. 3 ani, da. Da, 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 da. Și mă bucur că încă mă mai încape. E bine. E foarte important să oprim planeta, cel puțin cum zicea Puia. Mental, cum zicea Puia, și să ne gândim ce putem să facem noi pentru ea. Că e groasă, fraților. V-am zis în dimineața asta că sunt ultimii ani în care putem să mai spunem că România, așa cum am învățat zeci de ani în școală, și cred că și copiii noștri au învățat la fel, România are climă temperat continentală. Și am înțeles că sudul se încălzește foarte tare, așa că, dragi constanțeni, vindeți-vă apartamentele și mutați-vă undeva pe la Suceava sau Maramureș sau Satu Mare. Ai dreptate, Maramureșul astăzi este cel mai răcoros punct al României. 26 de grade va fi maxima, nu? Tu m-ai anunțat în Maramureș. Și ce facem pe căldurile astea? Dăm drumul la aerul condiționat. Asta ar fi primul gest, da. Cum facem să avem grijă de factura care vine luna viitoare și cum facem să economisim 40% la plata facturii? O avem invitată în dimineața asta pe Ana Maria Truță, manager rețea tehnicieni e-home de la NLX România, partenerii noștri de mobilitate electrică, al doilea an la rând în Radio Aventura. Bună dimineața, Ana Maria! Bună dimineața tuturor! Bună dimineața! N-ai vrea să știi pe cât dăm aerul condiționat la noi în autorulotă? Dar bine, noi avem și panouri fotovoltaice, adică... E fair. Aș vrea să știu ca să vă spun cum să-l folosiți eficient. Cine dă pe 18